Ferhat'a. Domnul Bobitan, lucrez la la teren. Nu mai cum ai avut prieteni? Pe safară. Come on.
Lasă-mă pe mine. Radu și Virgil investesc în acțiuni. Radu folosește eToro pentru a investi în acțiuni fără să plătească comisii. Virgil trebuie să plătească în comisiuni băncii de fiecare dată când cumpără sau vinde acțiuni. Radu folosește CopyTrader. Uite așa lăsăm o leacă. Am să-l pui acolo. Adun de ăla și trebuie să-l prindem cum am prins ăla. Adine, pune una la mine jos, să nu se adune așa. Ce mare ești? Acolo, nu mai trebuie. Dacă-i pui ăla. O fusă, doar ce prinde. Da, completeza aí.
Parece la Alba Iulia, da. Joase, la comandă, a plecat Andașov, a căzut jos, a luat nou numărul, tot la comandă și atacați pentru că scurt, primiți mingea de la mine. Fața acolo. Da, nu după ce au pus cu 500 și... Da, ei au preluat ideea noastră. Toate astea? Să
Domnul profesor, bine ați venit! Domnul profesor, bine ați venit! Au la poartă, Sergiu, aici. Sărut mâna doamnelor, sărut mâna domnișoarelor, bună ziua domnilor! Bine ați venit cu toții astăzi la o eveniment deosebit pentru Alba Iulia, pentru echipa noastră de legi în CSU-ul din Alba Iulia. Iată că și timpul este prielnic, este alături de noi, sperăm că jucătorii noștri din comportamentul lor pe teren nu vor da satisfacție standardică. Reamintește de anii care parcă prea repede au trecut, când în Alba Iulia, conform zicalei, se mânca râmpi pe pâine. Au fost 16 ani în care cei care au înființat fosta echipă, constructorul, devenind apoi plasmat, au pus numele și au obținut rezultate remarcabile de-a lungul campionatelor. Dar ce este mai important? Este faptul că acești jucători au bucurat nespus de mulți spectatorii albaiulienii și nu numai. După un timp, profesorul Călămariu Maricel, care este prezent și astăzi aici, alături de noi, a reușit în 2010 s-a reacut în cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, dragostea și respectul pentru Rubiu, dar din diverse motive, inițiativa domniei sale s-a frânt mai repede decât s-a crezut. Iată că începând cu anul 2019, istoricul Marius Rădar, împreună cu un grup mic de foști jucători, a reușit să înființeze nouă echipă sub denumirea de Clubul Sportiv Universitar Rugby Alba Iulia. Stimați spectatori, ne aflăm la etapa 6-a al campionatului Divizie Naționale de Seniori, care s-a desfășurat și ieri și astăzi. Și aș putea să vă amintesc că doar două rezultate care au avut loc ieri. Este vorba despre o mare, mare surpriză pentru DNS, în sensul că Clubul Sportiv Vădar a pierdut acasă cu Rugby Club Livița București cu scorul de 23-25. Un alt rezultat
Cosfințit ieri a fost cel dintre rugby clubul Bârlad și clubul sportiv municipal Galați, scor 28-9. Acum vreau să permiteți să vă amintesc în toate meciurile care au avut loc și astăzi. Este vorba de meciul nostru CSU Rugby Alba Iulia cu Rugby Club Luna Hungărului. CSM Vodar, cum spuneam, Rugby Club Privița 20-25. Rugby Club Bârlad CSM Galați 28-9. Știința Petroșan CSM Bucovina Suceava, care se desfășoară astăzi. Echipa CSU avea rat, astăzi stă. Vreau să vă reamintesc cu voia dumneavoastră și meciurile care vor avea loc sâmbăta viitoare în cadrul etapei a 7-a. Rugby Club Privița București, Rugby Club Bârlad, Bucovina Suceava CSM Vodar, Rugby Club Gura Hoborului Știința Petroșan, un meci deosebit de interesant. CSU Avea Arab, CSU Rugby Alba Iulia, iar echipa prin Galați CSB va sta. Cum spuneam astăzi, de la ora 11, pe stadionul Domnul Cetate se discută partida de rugby din cadrul Diviziei Naționale de Seniori dintre CSU Rugby Alba Iulia și Rugby Club Gura Hoborului. Este a treia prezență în fața fanilor pentru gruparea din Cetatea Mare Unii. Debutantă în al doilea eșalon valoric, iar meciul este unul special, un prilej de fair play și prietenie, punându-se la vânzare bilete online. Vă reamintesc că împreună cu adversarii noștri de astăzi am reușit să vindem 204 bilete virtuale. Un eveniment deosebit de important și primul care va avea loc de acest gen în Alba Iulia este faptul că astăzi se va acorda și Cupa Tisot. Tisot, firma de recunoscută la nivel mondial, reprezentantă la nivel de România, de domnul Ioan Schiau, cu firma Albini Presa. Echipa CSU Rugby Alba Iulia a pierdut cele 5 jocuri disputate în acum, iar Rugby Club Gura Hoborului are 10 puncte, 2 victorii și 2 înfrângeri. Rugby înseamnă a lupta împreună, dar și a ne bucura și a crea împreună deseori și cu adversarul. Așa că suntem onorați de a iniția Cupa Tisot, care va fi pusă în joc la fiecare întâlnire dintre CSU Alba Iulia și CSU Rugby Gura Hoborului. Au fost cuvintele domnului Ioan Schiau, reprezentantul firmei Albini Prasa. Pentru asta va trebui să-i mulțumim foarte mult, pentru că dânsul a fost, este și suntem sigur că va fi mereu alături de rugbyul românesc. Practic această cupă înlată și mai bine legătura specială între Tisot și rugbyul românesc. Se revitalizează astfel tradițiile inaugurate în perioada intervenică cu generalul Marinescu, care începând cu anul 1934 decernea o cupă disputată de echipele vremii, portând din numele. Câștigătorul au premiat cu celebrele ceasuri. Ne bucură foarte mult să fim parte din acest moment alături de bunii noștri prieteni de la Gura Hoborului. Mulțumim Albini Prasa și domnului Ioan Schiau pentru cerirea sa exemplară față de rugbyul nostru. Sunt cuvinte domnului coordonator al echipei CSU Rugby Alba Iulia, istoricul Marius Vândar. Vă rog să-mi permiteți acum, stimați spectatori, să vă reamintesc cele două echipe care își pot discuta astăzi, sperăm noi cu ardoare și cu îndeplin fair play, meciul care trebuie să aibă loc doar și numai pe teren.
echipa din Alba Iulia care este antrenată de domnul Popsemciu va avea următoarea împărăță. Linia 1-a, John Borgar, Munteam Alexandru, Dăgăcean Vasile. Linia 2-a, Valcoz, Pălin, Cârvă, Bogar. Flanke, Cerce, Sorin, Andrei Borcu. Linia 3-a, Închidere, Adrian Sofaciu. Este vorba despre Gaba Cristian, Ștințan Alin, Alin Gov, Andrei Moldovan, Ștefan Mădălin Andrei, Popsemciu și Conrad Alexandru. Din păcate spun, avem și patru accidentați care nu pot astăzi să participe la acest meci. Este vorba despre jucătorii Gosla Mihai, Nicolae Marin, Cristian Paul și Gaspar Dariu. Ștafa echipei noastre este compus din domnul Marius Rătar, Cristian Căcaie și domnul Raul Zubărașa. Cei care tot timpul au fost și care sperăm că vor fi alături de noi sponsorii noștri sunt Primăria Alba Iulia, Universitatea 1 decembrie 1918, firma Tissot, prin domnul Ioan Schiau, firma Buzescu Construcții, Alba Turism, Farmacia Elaten și domnul Alin Răsăudeacă. Arbitrii întâlnirii de astăzi sunt domnii Iurdor Mădălin din București și din Baia Mare, domnul Andreica Enic și Buzadu Teodor. Observator este domnul Preșcan Gheorghe din Iași. În fața domnului Linia 1-a, David Robert Alexandru, Davidonul Alexandru George, Permaciu Doblan, capitanul echipei. Linia 2-a, Lecean Irinel, Poștuc Ciprian Marcel, Flanker, Vasilovic, Sebastian și Mureșan Andrei Mihai. Mijocașa grămadă, Sitor Văduc, pardon, linia 3-a, Închidere, Sitor Văduc, Iulian. Mijocașa grămadă, Daman Alexandru. Mijocașa deschidere, Cănache Ali. Aripă, Vivol Gabriel. Centrul 1, Chitean Ciprian, Centrul 2, Roșan Marian. Aripă, Dărăban Cosmin. Iar fundaș, Lichiduța Constantin Sergiu. Iată și rezervă, Cirea Iulianii la Ireziu, Jus Lucian, Rușu Ștefărință Sabin, Lindeșul Ionuț Alex, Grigoraș Mare Semin, Petrișor Andrei Băblan, Părul Gostel Ionel și Antoneștiu Ioan. Spuneam antrenor domnul Bărbăroi, am dorit să ne care se înscoasă din noastră, că ne tot Cătălin Potor, care ne fărăriu la noastră de echipă. Dorim succes echipei noastre CSU Rurile. Alba Iulia! Hai, băieții! Trei puncte!
Bine, dragi, bine, umorul! Bravo! Bine, Vasile! Bine, Gabi, acolo, jucați cu piciorul. Este 3 la 0 pentru echipa oaspetă. Am zis Conache al Indiului de trebuie pe deasă. La minge se fac placajele, la mingea se dau eseurile, cu mingea se transformă. Da, da. Du-te la susținere! La gât, domnul arbitru! Foarte repede! Poate că vă tacă ăsta acolo! Înainte! Înainte, domn arbitru, înainte! Domn arbitru, înainte, clar! Hai băgă, hai băgă! Hai bun! Bine! Hai grămada! Hai de albă! Hai grămada!
Cristi! Leagă acolo! Haide, alba, pinge, alba, pinge! Haide! Niki! Hai să mai dăm pasă, nu mai dăm sărită din prima afară, să mai consumăm puțin teren! Păi era liber, dar hai să ne ascult! Pinge alba! Iată! Ce-i data? Nimic, nimic, de al doilea asupra numeric, el așa. Aia. Vrei să vezi tu? Da? Nu știu să fac, ce vezi? Nu am reușit să stau așa pe de-aia. Hey!
Avem grijă, numai regulamentar, jos, placaze, jos, nu ridicăm adversarul, nu face nimic. Este vorba de un echiduță, Constantin Sergiu. Conache, bă! Urcă, Alba, urcă! Acolo, 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 ac
pui mâna pe el, du-am, am venit cu cioară să facem asta. La comanda mea, băieții, la mine, m-a sudat! Hai! Ceu! Băi! Așteaptă, așteaptă! Păcat fără balon la gât, ha, mă zic pic. Nu mai văd după aceea ce filmez, filmez tribunele. Bine. Scoarele au revenit 12-0. 13. Jucătorul cu numărul 10, o gândură de la Gura Morului. 13. Am aruncat de pe de 3 puncte, SEU transforma 6, 13 puncte. Bine! Thank you.
Rapaz, eu zis, mano.
Ce-i tata? Acolo au fost gaură mare. Aici trebuie... Thank you.
De ce n-am dat pe eu aici? Pentru că l-a spus prea mult mingea. L-a spus un pește acolo. În cealaltă zi așa nu știu acolo cu grămadă mea. Îmi plângem și să iasă opă cu mingea. Dar n-am reușit și am zis că așa nu știu să stai acolo, stai acolo, stai acolo. Ha? Are Mona o Mona? Bă. Nu te grăbi să sari! Bine. Nu te grăbi să sari! Bate-n bubor! Nu, e bună șansă să ducă la două lovituri de pedeapsă. La două eseri transformate. Dat alien la Betis? Da. Este scorul 6. La mai mult de două scorul a trebuit cu numărul 10, Conare. Așa suntem într-un punct în care putem încerca mai multe. 16-0, domnul! Vivo. Interessante.
se împinge să luăm mingea de data asta, că e mingea și de mare de liga. Și ăștia nici măcar nu... nici măcar nu intrau. Și nici nu intrau. Și ca el. Ca și nu-i joacă linia întâi. Și a doua, nu mai joacă linia întâi. Și are hernie. Ai, Vere, ce vreau? Hai, bine, Cosmin. Hai, Gromo, de la suport, nu stăm pe loc! De la suport! De la suport! Hai, acolo! Bine! Dar era avantaj lor. Nu! Avea avantaj. Ce să aibă avantaj? Nu știu. Offside, a? Te seama dacă intre și zup. Da, intră. Intră și când o să intră o să avem... Merg cu grămadă acolo în bot. Da, la bețe. Nici altă opțiune n-ar, nici n-ar fi fost asta, trebuie să te apropii la puntaj. Jucătorul cu numărul 10 de la Alba Iulia, Călin Cristian Curta. M-am pus eu în fața camerei. Dar ce crezi că nu am... No, line! Line, bă! Yes, line! Thank you.
că noi n-avem voie. Nu, chiar. Până acum au avansat din terenul lor până da, terenul. Mai mult bine. Da, dar teritoriul contează. E mult mai... De la Bețe? Păcat că n-am mai dat niciun mesaj. Scorul la pauză a fost stabilit pe Cuvertura oaspeților noștri, jucătorul Conati. Scorul este de 19-3. Stimați spectatori, din partea Clubului Sportiv Universitar Rugby Alba Iulia, astăzi vom dărui o minge de rugby, nouă măuță nefolosită, semnată de toți jucătorii de la CSU Rugby Alba Iulia, unui băiat, unui poștan, care suntem convinși că în viitorii ani îl vom vedea, dacă mai trăim noi, îl vom vedea pe teren. Și pentru aceasta m-am gândit la domnișorul Ștefan Bobițan, pe care îl invit aici lângă mine, împreună cu mama sa. Tatăl său se află pe teren, dacă pot spune așa, este în echipa de prim ajutor a nostru. Să rămână, doamnă, bine ați venit! Salut, prunzule, cum se cheamă încă o dată? Bravo, să crești mare și te rog să-mi spui câți ani ai. Oh, bravo, să crești mare. Uite, Nenea Damian, își dă o minge din nouă nouță, cu semnătura jucătorilor noștri, da? Să crești mare, să fii cu minte, să vezi bine și peste vreo câțiva ani să fii pe teren, da? Să crești mare. Mulțumim, doamne. Domnul profesor Palamariu, să nu plecați, pentru că aveți o misiune la sfârșit. Da? Mulțumim că se vede la vreo de noi astăzi. Ai putea să-mi dau acolo?
geme scaunul așa. Să geme scaunul ăsta. Greu. Stimați spectatori, vreau să-mi dați voie să salut prezența printre noi a domnului primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Preșa, cel care împreună cu domnul profesor Panamariu, prezent și dânsul aici lângă noi, la finalul meciului va mâna Cupa Tisot echipei câștigătoare. De asemenea, aș vrea să vă anunț și să vă informez că în data de 1 iunie, ziua copilului, în paranteză vă spun că e o zi liberă, știți dumneavoastră, CSU Media Alba Iulia va organiza o acțiune pentru copii, pentru cei care iubesc rugul, pentru juniorii noștri de la CSU Media Alba Iulia. Sunt invitați, sau sunteți invitați cu toți, dacă puteți și doriți, aici va avea loc acțiunea pe terenul 2 de la Unirea. În fac o datorie și am rugăminte la foștii mei colegi de echipă prezenți aici, o parte dintre ei, să fie și să vină și ei la această acțiune pe care o întreprindem cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua copilului. Acțiunile care se va ocupa antrenorul echipului juniori, domnul Cristi Cotaie. De aceea fac încă o dată această invitație. Dacă doriți și sunteți dispuși, noi vă așteptăm cu drag în data de 1 iunie la ora 11, aici, pe terenul 2, să ne bucurăm, să facem o mișcare, să ne amintim de vremurile bune, mai puțin bune, să socializăm, să mai povestim, de aceea ce încă la pe cei care doriți și puteți face pentru drag. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru aplauze! Hai băieți, hai de alba, hai mai tare! Hai la ei în teren, hai, hai! Hai băieți, hai! Nu-i nimic! Nu-i nimic, caticule, nu-i nimic, hai! Hai, jucăm și noi un pic! Placeam un pic și peste ei, peste ei! Hai! 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 Hai de alba! Hai, hai băieți, hai! Să încurajăm această echipă de bunată care este CSU Media Alba Iulia. Într-adevăr, prezentul nu reflectă fie munca lor, dar orice lucru are un început. De aceea și echipa noastră fie la început are nevoie de încurajare. Încurajăm de dumneavoastră și suntem ferm convinși că în retur și în toate meciuri ne vom bucura și de bani pozitive din partea lor. Hai CSU, uite! Haide, hai băieții! Hai de urmă!
Hai, hai! Ei! La cage, alergăm, placăm, câștigăm! Jos! 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 Trebuie să împinge capul jos! Scuzați-mă! Scuze! Scuze! Ieși! Ieși! Ieși încolo, jos! Hai, ieși, la el! Nu ieși, nu iasă de acolo! Jos, placaj! Așa, tată, jucă la ei în botă! Asta e bună? Bravo, băie! Hai, de albă, primul e său, hai! Hai! Nu, nu, el nu mai învățăm ăștia. E la tara, mă. Hai, coace, ieși! Ieși, jos în ei! Jos! Jos, nu te duci pe peste! Jos! 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 Hai că se poate! Albă! Hai că se poate mai tare un pic! Hai! Hai, ieși! Ieși! Vino așa mai, mai pe centru aici, acolo. Bine, Alin. Aveți 100.000 de ani de scheme pe 30 metri care le nu faceți nimic, mă apasă normal, atâta faceți. Capul sus, nu-i nimica! Hai că se poate. Banii au eu cu domnul. Trebuie să tragi, trebuie să dăm sau aici. Trebuie să mai dăm sau asta, faza asta. Da. Dacă mol de margine? Pe mol de margine? Probabil. Dacă sunt toți în margine? De fapt, da, molul de margine. Hai, în format. Scoate afară. Jos! Jos! Urcă Gabi la, la nivel. Ce tasă? Nu? Da, bă, Gane! De ce o zici dublu mișcare? Hai, băi, atent, la mână, băi. Am sus, Manu! Ok, bună ta, hai! Cere o grămadă, bă! Cere, bă, o grămadă! Vine presiunea! Vine humorul!
Uite-mă, și aici nu mai împinge. Am facilitat vreo 3 de la ei, când o împins așa. Dar nu mai fiți așa aruganți cu voi, băi! Bine, puc de mine! Frate, ribotă! Un, două! Bine, la radio zbură. Nu știu, dar aici nu sunt. Doamne, ăștia să recesc până... Am avut niște probleme, n-am filmat niște reprimi și acum am lăsat pornit. Hai, mă, băi, stiu aici. Hai. Dacă dăm acum, nu e așa că am fost. Da. Hai, binge, 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 binge! Bine! Bine, Corule! Cum îl cheamă pe băiatul? Alin Conache. El a fost? El a dat Conache. Da. Conache. A fost o pasă la Vaman, Vaman către Conache, Conache s-a jucat în ea. Mingea luată de Sido. Și acum Conache trebuie să-și termine punctele și nu le transformă. Pe margine. De pe margine. Cred că mi-o dai direct pe mașină. Dai dreptaci. Ia, du-te la mașină. Du-te un pic acolo la mașină, stai cu mâinile ridicate. Hai, Aline, hai! O dăm! Thank you.
Da pe cine schimbă Lucian? Pe filieri. Lucian și cu câte amândoi intră între fiul. Da. Thank you.
Amator! Bine, Mureș! Bine! Lucian! Lucian! Bine, bine, Lucian! Bine, tu nu m-ați întâlnit, Lucian, e gata! Bine, Lucian, Mureș! Apă la băieți! Zup Lucian. Zup Lucian. Da. Lucian, Bogdan, cine a marcat? Lucian, nu? Lucian. Lucică, bun. Cine a marcat? Lucian. Zup. Bun, Zup. O pus numai pe balon, gata. Eseu pentru aspeții noștri a marcat jucătorul Zup Lucian. Scorul a devenit 29-3. Bine! Bine! Ce bifi te-ai lovit la cap? Hai să-i trincă unul! Ce? Am luat bonusul. Da. Asta o zic, o dă Iulian. Iulian Chitea. Dă și Iulian? Da, dă Iulian. Da, cred că îl dă Iulian. Nu știu cum, dar îl dă. Țin de tot. Curios cum arată grămadă asta. Câte-a tot în linia întâi, nu? Da-i talon. Gris joacă 80 de minute? Bine, Poldi, hai! Domnul Bogdan Cromagiu are 40 și ceva de ani. Nu mai spun nume, că s-a supărat taică de data trecută când i-am ieșit vârsta. Ah. 46, mă uit 45. Ce fizică asta. Da, nu e lucrat. Joacă de mult. Hai, Grizzly! Bine, Cosmin! Excelent! Bine, Alin! Bine, Mureș! La 10, Iulică! La Zucur, respire, da. Deja e mort, e mort. O grămadă, gata. Cred că poate să-l scoate acum pe Zup. Stop!
Nu se auzi, mă, că s-a văzut. Și-o cu treaba. Conducerea lumii pilierii. Ajută! 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 Ce-ți dea pasă, Zup? Dar ce nu, Conache, nu! Ce strigi tu să dea pasă după? Direct în ei îți bagă zi. Dar nu s-o băga bine. S-o băga bine, păi dar zic așa. Prea mulți mulți. Prea mulți mulți se mișcă pentru poartă. Vedem ce revin, dar tot după ei. Mă, grămada asta e al lui. Într-a pilier dreapta e gata. Este 5-9. 5-9. Bine, Hostiu, bine, Vaman. Hai, Limba! Vasilovice a doua! Vasilovice a doua! Nu sunt bani mic, Astor, nu? Ștef! Intri? A, și eu, dar am prins geaua până aici. Ca la 40 de ani, fără griji și cu mulți bani. Eu luam mingea că a intrat sus. Ia-o, Boldi! Înainte! Hai să-l dăm! Plus timp prelungire dacă ultima fac. Sau penalti la bețe dacă egalitate după toate prelungirile într-o finală de meci. Ai prins vreodată penalti la bețe? Niciodată. Mi-am prins la Băicoi, în Bărladu. Niciodată, dar n-am văzut niciodată. La televizor. Nu știu că am văzut vreodată prelungiri. Asta ce, la o finală ceva? Sau la finale. La finale, dacă au trecut toate prelungirile, dai toată lumea de la bețe, ca la fotbal. Și cât dau la bețe? Chiar cât se dă? 5. 5 lovituri? Dacă toată lumea le dă, din nou. Păi de ce sau cine ratează? Cine ratează? După seria de 5. Da. Hai,
cumva vreodată în finala din Franța, la un moment dat, în 2008-2007, să fie așa ceva. Niciodată. Nici la basket n-am văzut. Să ajungă la... La basket. Da. Și la basket se joacă în tot. Hai! 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 Bine, bă! E limba! Nu, Anton. Cum frumos guialbe. Sebi! Sebi! Dacă nu fost eu așa, nu m-am făcut. O căzut cum a placat. Și cum mers de la noi, da, nu dau drumul la bănuie. Să nu uităm eu. Băgame, ce, nu lasă să stau joace nimic rapid. Ce ai făcut acolo? Nu știi ce-a făcut. Bagă-l pe Rusu! Rusu! Da, e într-adevăr. Rusu! Suporter de la Alba Iulia. Suporter Tiso. Nu? Ha, uite, mă, am crezut că... Cum de joc fără cască? Suportă pisotul cu ambele. Îl ții cu cupa. Eu aș fi jucat rapid acum. Ui, ce e recolache? Cât te jucă la copii? Talonior. Urmăream după casă, nu știa cum a făcut casa. Trebuie să uita casa. Uite. Uite Tâncuțul. Tâncuțul e tancă în regulă. Nu
Bine, trei, niciodată nu e fost atât. Bine, câtea! Joc rapid! Vreau să joace rapid după acolo. La gât, mere! Du-te acolo, du-te acolo! Ieși! 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 Hai, ce sus o luat aici! Știu, l-a oprit. Medic! Medic! Cumpără! Al medic! S-a accidentat medicul? Cum mă sunt în teaule, ca pofințele să-l luat? Da, da, ce zici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Să fie tușa noastră, atâta. Da, da, dar e tușa noastră. Știi ce a trebuit să facă? Da, tai cum e să o facă. Da. Să dea seniorii seniorilor reseuri. Da, cu puștie. Hai, asta e. Hai, Alin, hai. Hai, ce e cel mai periculos la faza la scutii, lovește pe scutii. Știi că mai crucea și mă... Indispensabil ai cu asta. Înainte. Punte sărțile! Bine, bine, bine! S-au fi jucat toți de rapid acum, nu te Bă, dar asta da. Simt pe margine. Ha? Antone, zic cât timp stă pe margine? Nu trebuie 10 minute? Da, e galbe. Da. Anton! Da, nu se uită.
Lasă-mă supărat. Hai să mă dată. Andrei! Bagă-l pe Zu! Bagă-l pe Zu! Hai să aici, lupă! Bine, am luat mingea! Bine oricum. Bine oricum, da. Bine, ti dă, hoi! Wow, wow, wow! Bravo! Ce vei, ți-ai luat-o! Tu ca un bărbat, bă, dacă ai dus-o! Tu ca un bărbat! Bine, ți dă! Ați zis că vreau pe tine, pe mașină? Ați vreau pe tine, de ce sunteți răi? Conduceți, ok. De ce vreți să-mi cinți spiritele acum la final, da? Așa e sport. Haideți, vă rugăm frumos. Fiți fair play de la capăt. Atâta. O idee.
Nu noi am re... el. Dar dumneavoastră... a început. Te rog frumos. Ce scuze. Fii sfere play cu de la capă, pe modele și pe asta, basta. Hai, hai, hai! Domnul are cea mai mare energie. Aveți, hai, umorul tău! Azi eu! Până în bun cu ei! Ia Anton! Nu, Poldi! Ei, pe... Nu nimic acos. Întrebarea acum era grămadă, era linia întâi dinainte mai bună decât asta de acum? Mergea mai bine. Da. Bravo, Dice! Bravo, Dice! Bravo, Dice! E bine! Haide, băieți! Haide, Ionic! Haide! Margine, iar pentru ei. Băi, luam. Pentru ei? Da. Mai trebuie unul. Mare, bă, mare, băi. Am început să iei jure azi, cu toți. Ce-i conoscut? De ce? Pentru noi am zis de acum. Nu, nu. A, mă, mai putem da unui somn. A, iar medicul? Bă, cadă ăștia ca mulți pe lemă. Duceți-le vodcă, mă, de apă. O țuică și gata. Se ridică. Mar, ce faci? Ți-i cald? Tu de la umbră. Vrei asta neagră să-ți fie mai cald? 31,6. 6, da. Dar de unde stai? De două. O dată pe aia? O dată acolo, o dată o vine. Oare mai aveți? Domnul, mai aveți pixul ăla, ceva? Dacă nu mai e nicio problemă. Dacă nu mai e nicio problemă. Este, este. În Da, tu se termină, nu mai stai. Numai că mai avem de stat un pic aici. N-am știu ce cupă, ce sunt voi și cui s-o acordă. Cupa Tiso. Cupa Tiso pentru? Pentru câștigătoare. Desigur. Urmărește-l acolo! A fost plăcașul la gheta acolo la Polvicol, unecat ăla. Suicidă și galben? Nu, nu, nu. A fost accidental, am văzut când o prins. Toate tu și Cioric! Nu știu de... Dacă aș avea chiar înțeleg. Poți să-mi arăt ce-i roia, tu nu înțeleg. 31-6 pentru Zumor. Dacă ar fi jucat golf, ne luam bătaie rău. Da. Da. Pentru Zuc.
care va avea loc aici la ora 11, sâmbătă va fi un meci cu Știința Petroșani, un meci deosebit de important pentru noi. Felicităm ambele echipe! Viva! Viva Humano! Informez că la urmă, în 12 iunie, la Alba Iulia, Always și cu juniorii noștri ne vom întâlni cu toții să facem un meci amical, deci e vorba despre Always. Toți noștri jucători de rugby. Vă așteptăm și dumneavoastră simpatizanții acestui nivel de sport. La revedere și vă dăm un așteptat și eu. A? Și eu am stat așa și mi-am rost unghiile. La ce câștigă? Pentru gol. La ce câștigă? Ajută în stadiile finale. Victoria e 4 puncte, punctul bonus e 5. Știu, tipule, dar pentru ce te ajută? Dacă ai pierdut și ai luat 4 puncte bonus, schimbare pe tatăl. Gorgoliu, ai mai luat ceva? Oh!
campionatului. Mulțumim pisonul, mulțumim Ion Ne referim la cei care s-au cumpărat bilete virtuale, abonații noștri, tuturor comisionanții noștri și vă așteptăm cu multă și cu multă speranță la viitoarele noastre meciuri. Mulțumim domnului primar încă o dată, vă dorim o după masă plăcută, o duminică plăcută. O luat cu Patisot, nu știu cine. Trofeul cu Patisot. Ce? Hai că luăm pe ăsta. E gata, că e scurt. Ce echipa verticală? Sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, fire se mâine în fericire, la mulți ani să trăiți. Da, sunt de tricou. Da, te-ai luat cățesul la urmă. Iau. Să știți că sunt foarte primit. Adică mi-e foarte primit. Față de cum se spune că Bușon e foarte... Nu știu, așa. Fața mea doar noaptea. Energici, nu? Da, a mea nu e așa. Nu? Nu, că ia temperamentul stăpânului. Și dacă stăpânul mi-e liniștit, așa e și el. Pune camera, ai pus-o pe ei? Mara. Nici nu știu dacă filmează sau nu. Are părul mai lung. Chiar dacă îi pare lung. Iarna așa e. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.